Bine, ne-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune, o emisiune a postului Cromtel, Conexiuni Culturale se numește ea. Astăzi, noi rădăuțenii suntem mândri că avem invitați alături de noi trei personalități, pe doamna Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române din Cernăuți, Ucraina, și de asemenea doi domni din Chișinău, profesori doctori, domnul Constantin Ungureanu și domnul Dinu Poștarencu, amândoi reprezentând Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Se află în Rădăuți cu ocazia Conferinței Științifice Internaționale Bucovina și Bucovineni în secolul al XX-lea, Istorie, Politică și Destin, conferință științifică sub egida Academiei Române, organizator Institutul Bucovina Rădăuți. Ne bucurăm să avem aproape români din regiunile istorice Bucovina și Basarabia. Să rămână, doamna academician, ne Bună ziua! bucurăm că sunteți aici aproape, tot în Bucovina, în partea sudică. Adică am venit din Bucovina în Bucovina, am venit din fosta capitală a Bucovinei, Cernăuți, înspre sud. Deci soarta a făcut să fim două Bucovine, sudul și nordul, separat în diferite țări. Domnule Ungureanu, iată o întâmplare frumoasă la Rădăuți, care are loc acum în apropierea unei sărbători frumoase, 28 noiembrie, după care o altă sărbătoare și mai frumoasă, 1 decembrie. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cum vedeți Rădăuțiul? Cum ați poposit aici? Cu ce gânduri? Vă mulțumim pentru invitația de a participa la această emisiune. Nu sunt pentru prima dată la Rădăuți, am fost de nenumărate ori la conferințe organizate anual de către Institutul Bucovina. Deși vin de la Chișinău, sunt și eu bucovinean, din nordul Bucovinei și cred că sunt cel mai aproape de Rădăuți, fiindcă satul meu de Bașne este chiar dincolo de hotar, comuna Cupca din actuala regiune Cernăuți. Și desigur că cu bucurie vin la aceste manifestări și chiar fiind și lucrând la Institutul de Istorie de la Chișinău, de fapt, activitatea mea principală și specializarea mea este Bucovina în perioada stăpânirii austriece. Domnule Poștarencu. Sunt basarabean jet beget, sunt de la Varneța, un sat de lângă orașul Teghina. Dacă colegii mei participanți la conferință sunt din Bucovina, eu sunt, azi, repet, din Basarabia, vin din zona aceea de conflict care a fost cândva așa și continuă și astăzi să fie de lângă Transnistria. Deci, cu serviciul de acum, cu traiul la Chișinău, la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Dragi telespectatori, trebuie să spunem că la această conferință științifică am participat și noi. Subiecte foarte interesante. Doamna Alexandrina Cernov a venit cu o comunicare științifică foarte interesantă, Aron Pumnul, autor de manuale pentru românii din Imperiul Habsburg. În cazul domnului Constantin Ungureanu, tema a fost iarăși Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți între anii 1875-1918. În cazul domnului profesor dr. Dinu Poștarencu, tema este, sau titlul lucrării, mă scuzați, este aportul lui George Tofan la naționalizarea învățământului din Basarabia. Iată, par așa la prima vedere subiecte care țin mai mult de istorie, dar din ceea ce spunea doamna academician, unele întâmplări se repetă, istoria readuce întotdeauna în fața ochilor și a inimii și a gândului anumite întâmplări, câteodată fericite, câteodată nefericite. Dumneavoastră ne povesteați la început, până a face prezentarea propriu-zisă, celor care au fost prezenți acolo în galeria de artă a municipiului Rădăuți, despre penuria de manuale pe care de care ați suferit în momentul în care, mă scuzați, erați la catedră la La Universitatea din universitate, Cernăuți. Acum avem manuale aici, prea multe câteodată și alternative chiar. la noi, în Cernăuți, situația este cu totul alta. De ce anume Aron Pumnul și de ce anume am făcut în această introducere o paralelă
cu situația manualelor din actuala regiune Cernăuți, deci Nordul Bucovinei. Dacă Aron Pumnul scria manuale pentru elevii români din Imperiul Habsburgic, noi scriem manuale pentru elevii români din Ucraina. Și desigur că avem multe manuale de acest gen. În 1970, când se reînființa Catedra de Filologie Română, noi nu aveam deloc manuale de limba și literatura română, treptat însă le-am scris singuri. Și acum, desigur, avem destule manuale și destule variante. Ne-am întors la experiența lui Aron Pumnul, de unde putem să învățăm foarte multe. Este cam aceeași atmosferă, numai că imperiile au fost diferite. Aceeași atmosferă și în Republica Moldova, acum, iată, în această perioadă în care sărim din istorie în zilele noastre, iată, și tinerii din Moldova și tinerii din România au același vis, strigă unitate, nu le plac politicienii, vor mai mult atenție acordată. Cum e în Chișinău acum? Ne apropiem de aceste date de sărbătoare, aceste cifre, spunem noi, sfinte pentru un neam și totuși neamul acesta încă își caută, cred eu, și mulți cred la fel, că încă își caută un făgaș, o direcție spre consolidare. Da, este destul de dificil acum să, în câteva propoziții, să spunem și să expunem situația care este acum în Chișinău și în Republica Moldova în general. Desigur că acum, din păcate, s-ar putea părea paradoxal, dar ce ne unește este că nu avem guvern nici la Chișinău, nici la București, sau este un guvern interimar, dar totuși situația este diferită la Chișinău și în România. La noi există și o dezamăgire generalizată față de clasa politică, fiindcă totuși am avut din 2009 o guvernare declarată pro-europeană și desigur că nu trebuie totuși să negăm, s-au făcut și lucruri bune, nu putem nega acest fapt, dar a fost și foarte mari cazuri de corupție și ceea ce a dezamăgit foarte mult populația și evident că așteptările au fost mult mai mari decât realizările. Dacă să vorbim despre situația politică. Dacă să trecem la subiectul nostru a Bucovinei și a conferinței și chiar concret a comunicării care am prezentat-o, cred că aș putea poate să prezint că chiar foarte recent mi-a apărut o lucrare despre învățământul din Bucovina, sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece, iar comunicarea care am prezentat-o azi despre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernuți este doar o părticică din această lucrare, fiindcă, practic, deja pot să spun că de 10 ani mă ocup cu învățământul din Bucovina. În perioada austriacă am mai publicat anterior o carte despre învățământul primar, asta fiind o altă carte despre întreg sistemul de învățământ, care cuprinde și învățământul primar, și învățământul secundar și universitatea din Cernuți. Și cercetând acest domeniu și comparând cu situația de astăzi, sigur că poate ar fi mai bine despre asta să vorbim, ce a fost bun atunci, ce a fost rău atunci, prin comparație să vedem de unde am pornit, unde am evoluat și unde suntem acum. În mod sigur despre aceste lucruri vom vorbi, fiindcă întotdeauna cei care nu prea se uită în trecut, nu prea știu ce vor vedea în viitor. Evident, ca să știm ce ne așteaptă în viitor, trebuie să știm bine trecutul. Acum că au vorbit bucovinenii, dăm cuvântul unui basarabean Jet-Beget. Deci mă ocup de perioada modernă, adică Basarabia, în perioada țaristă, dar pe lângă problematica, pe lângă temele, subiectele care țin de Basarabia în perioada țaristă, adică de la 1812 până la Unirii 1918, așa, tangențial mă ocup și, adică mai bine zis, acumulez material, ceea ce ține și de Bucovina. Am publicat deja două materiale ce țin de Bucovina în revista Glasul Bucovinei, a care redactor șef este doamna Cernov, doamna academician Cernov. Așa, am în mod special mă interesează subiectul ce ține de prezența bucovinenilor
pe lângă transilvănieni și regățeni, în timpul refugiului său de la Chișinău din 1918, în acea perioadă, care au contribuit la renașterea conștiinței naționale a românilor basarabeni. Chiar și subiectul de astăzi l-am ales, anume George Tofan, care a fost la Chișinău în această perioadă, s-a refugiat acolo, alături de alți mulți bucovineni care au contribuit nu numai la naționalizarea, cum am formulat, a temei mele, a comunicării mele, naționalizarea învățământului Basarabia, dar în genere la ridicarea nivelului de cultură românească, cultură națională în Basarabia. În cadrul conferinței științifice internaționale, un invitat spunea că foarte puțin din ceea ce avem în arhive cercetăm. Stăm așa într-o, spun eu acum, adaug, într-o nepăsare, într-o lene, de ce să nu spunem direct un cuvânt dur. Stăm într-o lene, așa, nu știu. Doamnă academician, e așa, sau și aici sunt problemele de zi cu zi care ne răstoarnă, ne duc în o stare așa de tăcere și de tăcere a gândului și a sufletului. În acest context mă gândeam la o afirmație a academicianului Berindei, el și-a expus aceste gânduri și într-un material, că tragedia noastră este că politicienii nu cunosc istoria, dar aceasta înseamnă că nu pot să fie preluate experiențele istorice care în fond de multe ori se repetă și noi avem niște învățăminte de acolo. Și acum fac o paralelă între cei doi conducători ai statului român, Carol, care a venit în România ca neamț, cu o disciplină germană și care a fost întâmpinat în fond destul de agresiv de către partidele politice din România, dar a făcut lucruri esențiale pentru țară, câștigând și războiul de la Plevna. El a făcut foarte mult pentru acest lucru. Și avem acum un președinte de etnie germană, deci educat și crescut în România, care cunoaște bine realitățile românești, și am recitit cartea despre Carol ca să văd cam ce situația, în ce situație au nimerit doi nemți ca atare, și găsesc foarte multe lucruri comune și în cărțile lui Iohannis, pas cu pas, și găsesc niște situații comune. Deci dacă am cunoaște bine istoria și o situație care inițial a apărut în România, pe semne că am trage niște concluzii și ne-am ferit de anumite situații critice. Domnul Radu Grigorovici, care era vicepreședinte, a fost vicepreședinte al Academiei Române, bucovinean de origine, născut în Cernăuți, dumnealui, când vedea toată această dezordine politică, televiziunile arată niște lucruri execrabile vis-a-vis de clasa politică, el spunea: avem nevoie de un rege străin. Și iată că iar ne-a venit un rege străin, să vedem ce vom face acum, ce concluzii vom trage din această situație care este. Și pe parcurs, desigur că am avut și alte exemple care în fond sunt și niște învățăminte pentru clasa politică, care nu vrea să știe istorie, nu vrea să știe ce s-a întâmplat în trecut. Foarte interesant, ne aflăm aici în studio la Rădăuți și iată că sunt reprezentanți din trei țări, de fapt. Da. România, Ucraina, Republica Moldova. Mă bucur să mă aflu lângă trei profesori cu formație universitară din Republica Moldova și din Ucraina. Situația nu e deloc plăcută nicăieri, iar foarte mulți tineri cer valori care să vină să conducă
destinele acestui popor, fiindcă de fapt e un singur popor, da? Iată că discuțiile pe care le purtăm noi aici se apropie de cotidian, deși de la un alt nivel, aș spune, și chiar aș spune în fața telespectatorilor că avem valori, iată aceste trei valori care sunt invitații noștri și care îmi spuneau înainte de a intra în studio că nu prea înghit sub nicio formă clasa politică. Dumneavoastră spuneați, domnul Ungureanu, că nu vreți să auziți de politică. A, nu, nici chiar așa, că cum n-ar fi, dar... Vrem, nu vrem, suntem legați de politică. Și trebuie să discutăm despre politică. Eu, de fapt, vreau să spun altceva, că sigur că ceea ce se produce acum și în România și în Republica Moldova, până la urmă, este un proces democratic. Deci este dreptul societății civile să protesteze, este dreptul diferitor societăți, organizații să vină cu anumite idei, cu anumite propuneri și când clasa politică, când partidele se îndepărtează de ceea ce au promis în campanie electorală, atunci evident că este datoria și a noastră și a unor de știință și a presii să bată clopotele, să zicem așa, și să spună despre aceasta. Însă aș vrea să spun altceva, că venind de la Chișinău și aș vrea mai mult să ating anume problemele, chiar să mă refer și la problemele bilaterale dintre Republica Moldova și România, ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și ce se putea de făcut. În Republica Moldova de asemenea se prind posturi de televiziune din România, dar se prind și posturi de televiziune rusești. Diferența este că postul de televiziune din România, din păcate, mai mult prezintă evenimente negative care au loc în, și care au loc, desigur, dar în același timp există și foarte multe evenimente bune, lucruri bune care se produc în această țară. Pe când la televiziunea rusești mai mult se arată partea pozitivă, ceea ce se face bine în țară. Și atunci, având un electorat în Republica Moldova care cunoaște și limba română și limba rusă, se uită și la postul românesc și la postul rusești, dar care nu au ocazia să vină în România și nici în Rusia, atunci ei doar din această televiziune își creează o anumită impresie, știți? Și nu totdeauna este reală cu apropiată de realitate. Anume, din acest sens, sigur că ne-am dorit ca să se prezinte și lucruri bune care se întâmplă în România. Am dorit să vedem mai multe evenimente culturale care au loc, evenimente economice, nu știu, conferințe de presă, conferințe științifice, expoziții și așa mai departe, care au loc, dar care nu se prezintă în presă, știți? În relațiile dintre Republica Moldova și România, mi-aș dori să fie mai multe lucruri concrete realizate. Din păcate, avem un hotar de peste 600 de kilometri pe râul Prut și doar 6 puncte vamale. Deci, la un punct vamal, la peste 100 de kilometri distanță, vă dați seama că cu așa situație nu putem foarte mult avansa sub aspectul integrării economice sau culturale. Deci, până la urmă, relații umane, ca să există atâtea sate pe malul Prutului, de o parte și de alta, care dacă ar vrea să meargă pe cealaltă parte, trebuie să parcurgă 100 de kilometri până la cel mai apropiat punct vamal. Deci este ceva anormal. Chiar și în cazul cu regiunea Cernuț. Deocamdată există un singur punct vamal la Seriet Tereblecea, pentru așa o porțiune lungă de hotar. Da, acum se discută și se și lucrează în direcția să se mai redeschidă cele două puncte vamale de la Vicov și de la în zona Herța. Așteptăm să se deschidă aceste puncte vamale, fiindcă cu cât vor fi mai multe puncte de trecere, cu cât va fi mai multă integrare a infrastructurii, drumurilor, cu așa mai departe, cu cât vor fi mai mulți oameni din Republica Moldova și din Cernuț în România și viceversa, ne vom cunoaște mai bine. Nu numai prin televiziunile care uneori prezintă o situație poate deformată. Studenți sunt, tineri sunt deja apropiați unii de alții, asta se observă, dar... Sigur că există acum posibilitățile internetului, există multe alte posibilități, rețele de socializare și așa mai departe. Avem mii de studenți basarabeni care și-au făcut studii în România, care s-au format relații umane, relații... Dar oricum, totdeauna ne dorim mai mult. Cât despre legăturile acestea între intelectuali, trecem peste aceste legături între tineri. Iată, tinerii folosesc aceste posibilități moderne de comunicare și s-a văzut în același spirit, cum s-ar spune. Vorbim despre legăturile dintre intelectuali, despre legăturile dintre acei oameni care își sacrifică mintea pentru dezvoltarea unei națiuni. Domnule Poștarencu, cum sunt legăturile cu țara, cu
țara cu România, să spunem așa. Sigur că sunt legături, eu mă refer la cele legături științifice, fiindcă nu urmăresc cele culturale și de alt gen, dar e bine că există aceste legături de ordin de pe filiera științifică, așa participări la conferințe. Chiar anul trecut am participat și cu Constantin Ungureanu, care este alături. Am participat la o conferință consacrată primului război mondial, deci 100 ani de la izbucnirea primului război mondial. Am participat la o conferință științifică internațională la Cluj. Am participat și la alte, adică vorbesc de mine, așa, am participat la și la alte conferințe științifice și sper să continuă aceasta, să devină o tradiție participarea la rădăuți, cu atât mai mult că, ziceam, am acumulat material bogat de la arhivele din Chișinău referitor la Bucovina, nu numai la refugiații din 1917-1918, ci și pe parcurs legăturile acestea, vorbesc de legăturile din perioada țaristă, au existat acei bucovineni care au absolvit acea școală principală, da, din Cernăuți, care au predat la Chișinău, la liceul din Chișinău și la alte școli din Chișinău, adică au predat limba română, fiindcă limba română în perioada țaristă până la 1866 a existat doar obiect, nu s-au predat toate obiectele, ci a existat doar obiect de studiu limba română, așa? Și, repet, am și alte materiale ce țin, să zicem, de clirosul basarabian, adică fondul funciar al clirosului basarabian, al clirosului bucovinean în Basarabia, în perioada țaristă. Ceva mai devreme ați vorbit despre faptul că există acea lenevie de arhive, totuși nu politicienii trebuie să meargă, da, nu politicienii o să meargă la arhive ca să studieze, de bună seamă cercetătorii, și această listă bogată de cercetători care o vedeți, care s-au înscris pe agenda de participare astăzi la conferința de la Rădăuți, vorbește despre faptul că totuși există și tineret, adică vreau să spun, să subliniez următoarele, dacă există pasiune aici, nu este vorba de lene. Trebuie să existe pasiune pentru cercetare. Cred că este nevoie și de puțin ajutor financiar. Dacă ar fi să o completare la ceea ce ați spus dumneavoastră despre legăturile științifice, culturale, evident că în ultimii 20 de ani s-a produs un progres care nu ne puteam imagina cu 20 de ani urmă. Exact. Eu personal prima dată am venit în România prin 94-95, deci cu două decenii urmă. Și de atunci am avut posibilitatea frecvent să particip la nenumărate conferințe și la Suceava, la Rădăuți, în București, Cluj, deci în mai multe orașe din România. Aș vrea să spun că, apropo de evenimentul de astăzi, există un acord de colaborare între Institutul de Istorie din Chișinău și Institutul Bucovina din Rădăuți. Iar recent această colaborare s-a fructificat și pentru o conferință de presă comună, care a avut loc chiar săptămâna trecută la Chișinău, organizată de Institutul de Istorie în comun cu Institutul Bucovina din Rădăuți, și am avut bucuria că întregul colectiv al Institutului Bucovina din Rădăuți au fost la Chișinău și am organizat o conferință dedicată la că anul acesta s-au împlinit 240 de ani de la anexarea Bucovinei. Iată, la acest subiect am avut o conferință științifică internațională. Apoi există posibilități de publicații. Deci la Rădăuți apare de două ori pe an Analele Bucovinei. Noi publicăm revista de istoria Moldovei în cadrul Institutului de Istorie. Deci avem posibilitatea să facem acest schimb și chiar apelez la aceasta ca să facem acest schimb. Noi să publicăm aici, colegii de aici să publice la Chișinău ca să ne cunoaștem mai bine. Iar aceste conferințe sunt binevenite fiindcă facem cunoștință personal cu colegii care au aceleași teme de abordare și atunci ne cunoaștem mai bine și sunt totdeauna binevenite. Și noi ne bucurăm, dragi telespectatori, că avem alături în studio Cromtel pe aceste suflete minunate, fiindcă nu este ușor să-ți petreci o mare parte a timpului studiind, căutând să afli date, informații, punându-ți mintea și sufletul
ca ofrandă pentru un scop, pentru un scop nobil, spunem noi, cercetarea. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit în prima parte a emisiunii, publicitate, după care vă așteptăm în cea de-a doua parte. Ne-am reîntors, dragi telespectatori, în emisiunea Conexiuni Culturale. Așa cum am început emisiunea, așa o vom continua cu doamna Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române din Cernăuți, Ucraina, și, bineînțeles, trebuie spus că alături de dumneai se află domnii Constantin Ungureanu, de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova, și domnul Dinu Poștarencu de la același institut. Doamna Alexandrina Cernov, ne bucurăm că ați început emisiunea foarte răspicat așa în afirmații și chiar aș consemna că de multe ori bărbații sunt mai retrași și mai fricoși, așa, iar femeile, doamne, spun lucrurilor pe nume. Și avem încredere în dumneavoastră când vă cerem opinia pentru telespectatorii noștri să ne spuneți cum este acum situația în Ucraina, cum este acum situația comunității românești din Ucraina. Ce pot să spun? Situația în Ucraina este foarte grea, pentru că la război ca la război. Populația care a votat atunci conducerea Ucrainei de acum este foarte nemulțumită. Însă nu poți să judeci, nu poți să-i judeci foarte aspru, pentru că se cer cheltuieli foarte mari pentru război, o armată neinstruită pe care trebuie să o instruiești din mers, să o înarmezi din mers. În Europa nu prea înțeleg situația din Ucraina, mai ales în lumina propagandei rusești care se duce împotriva Ucrainei și a personalităților din Ucraina în general. Și referitor la tema pe care a deschis-o colegul meu, televiziunea din România începe dimineața cu știri negative. A ucis, s-a omorât, s-a spânzurat, s-a sinucis, ceea ce este absolut negativ. Nu poți să-ți începi ziua de lucru cu știri negative. Deci, oare în România nu este nimic pozitiv? Vin foarte des în România, având obligații și la Academie și la Institutul Cultural Român, și faptul că revista Glasul Bucovinei se tipărește la București, și seara când mă întorc la gazdă, acasă, spun eu, n-am ce privi, peste tot se ceartă, se blamează, în orice caz politicienii și chiar politologii aduc o informație și o încărcătură negativă telespectatorului. Deci ne sculăm, deci românul se scoală cu informații negative și se culcă cu informații negative. Câteodată după ce privești, nu mai poți dormi noaptea, că te gândești încotro mergem noi. În ceea ce privește comunitatea românilor din regiunea Cernăuți, s-au făcut mulți pași pozitivi. Și printre acești pași pozitivi este dialogul pe care îl purtăm noi, liderii români, intelectualii din români din Cernăuți, cu autoritățile de la Kiev. Ce ne dorim? Pe lângă faptul că ne pronunțăm împotriva deschiderii de clase ucrainene în școlile românești din satele unde 80-90% sunt români, pe lângă aceasta ne revoltă altă problemă. Și aici, desigur, în problema pe care o voi expune imediat, desigur ar trebui să se implice și statul român. La Ușgorod, unde există o importantă comunitate de maghiari. La Universitatea Națională din Ușgorod există o facultate pedagogică cu predarea în limba maghiară a disciplinelor școlare din școlile maghiare din Ușgorod. Același lucru avem și în Mukacevo, în Beregovo.
Însă am aflat că acestea sunt finanțate din Budapesta în mare majoritate, iar studenții care studiază la aceste facultăți, la aceste instituții în limba maghiară, primesc bursă din partea statului maghiar. Noi acum am îndrăznit să cerem deocamdată autorităților de la Kiev o facultate similară la Universitatea din Cernăuț. Am discutat cu reprezentanții administrației ucrainene din Cernăuți și cu rectorul. Inițial, rectorul ne-a răspuns că bine, putem să deschidem câteva specializări la Catedra de Filologie Română. Nu-i adevărat, la filologia română putem să deschidem specializări umanistice. Noi avem nevoie de specializări tehnice, pentru că absolvenții Universității Cernăuțene, care învață în limba ucraineană, folosesc la lecțiile din școlile românești terminologia științifică în limba ucraineană și asta influențează foarte negativ asupra calității vorbirii și a profesorilor și a elevilor. Prin urmare, e nevoie de o astfel de facultate. Kievul ne-a răspuns așa, cam negativ la toată povestea asta. Rectorul a spus așa: noi nu avem bani, noi deschidem o astfel de facultate, dar să ne plătiți profesorii, studenții, închirierea sălilor de curs. Desigur că pasul următor va fi să ne adresăm deja la București, să vedem ce putem face. Toți suntem săraci, însă dacă nu investim în învățământ, noi pierdem românitatea din regiunea Cernăuți. Deja părinții, văzând că situația predării în școlile românești devine din ce în ce mai scăzută, încep să-și ducă copiii în satele vecine, în școlile ucrainene. Eu am diferite studii referitoare la studierea într-o limbă străină, dar iată, noroc de Aron Pumnu, care a intervenit la liceul german și care a predat o limbă română corectă, noroc că Viena a avut grijă de studii, deci școli au fost în satele din Bucovina, acolo unde, de exemplu, polonezii au introdus limba polonă, că ei au fost foarte agresivi în această privință, au apărut profesori care privat predau în limba română și țăranii și instruiau copiii în limba română la profesori privat, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Deci, cu toate că, iată, am avut un caz acum, nu de mult, când părintele în clasa a doua și-a transferat copilul în Cernăuți la școală ucraineană și a venit și a spus că limba română și literatura română o vom plăti un profesor ca să studieze particular. Deci, învățământul este esențial, pentru că asta este viitorul, tineretul nostru. Cum va fi el educat, cum va fi el inițiat în toate științele. Asta este problema numărul unu a comunității românești din Cernăuți. Și ultimele cuvinte pe care le-ați spus, că învățământul este esențial, eu le-aș pune în acest context politic, din nefericire, al zilelor noastre. Da, cred că una dintre priorități este învățământul pentru a avea și o nouă clasă politică, dacă tot căutăm răspunsuri la rezolvări pentru ceea ce se întâmplă acum în România. Domnule Ungure, mă scuzați, vreau să spun și referitor la manualele din România, pentru că fiind autor de manuale în Ucraina, de limba română și de literatura română, analizând ce a făcut Aron Pumnul în secolul XIX, desigur că mă interesez de manualele din România. Nu sunt mulțumită de manualele de istorie. Le-am citit pe toate. Deci
nu sunt manuale de istorie care ar educa, nu numai că în stilul patriotic, dar care ar informa tineretul român. Vreau să spun că tineretul român nu cunoaște geografie. Dacă îl întrebi cam pe unde se află orașul Cutare, nu pot să-ți explice unde este orașul Cutare. În ceea ce privește literatura română, comparați lepturariile lui Arun Pumnu și cele din România de literatură. Veți vedea că Arun Pumnu a dat până la perioada în care le-a dus informație mult mai multă despre literatura română, deci manualele actuale din România. Ceea ce spuneați dumneavoastră, doamna Cernov, completez, eram la Târgul Național de Turism, prezentam un proiect transfrontalier, orașul Siret, regiunea, raionul Liboca, regiunea Cernăuți, și foarte mulți bucureșteni care treceau spuneau: o, sunteți din Chișinău, nu din Cernăuți. A, din Chișinău, da. Așa că dăm cuvântul Chișinăului acum, după ce a vorbit doamna academicea din Cernăuți. Da. Am dat, cum a spus, cuvântul Chișinău, dar tot despre Cernăuți voi vorbi. Și chiar aș vrea să continui la ceea ce a spus doamna academiciană Cernov. Eu am plecat la studii la Chișinău în 1985, chiar în anul când a demarat restructurarea din Uniunea Sovietică. Și vreau să spun că atunci sute de mii de absolvenți a școlilor, cum se numeau atunci, cu limba maldonească de predare din regiunea Cernuț, își făceau studiile la Chișinău, la Bălți, la Tiraspol. Manualele care noi le foloseam în școli atunci, în regiunea Cernuț, erau identici cu cele de la Chișinău. De fapt, le primeam de la Chișinău. Deci, practic, atunci învățământul în limba română din regiunea Cernuț cu învățământul din limba română din fosta Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era aproape identic. Și chiar aș spune că absolvenții școlilor cu limba română de predare din Cernuț care veneau la studii în Moldova erau totdeauna printre cei mai buni. Ce vreau să spun cu aceasta? Că până cât a fost perioada sovietică, absolvenții acestor școli au avut această alternativă și veneau chiar și din regiunea Transcarpatia, din sudul Basarabiei, din regiunea Odessa. Veneau la studii în RSS moldovenească. Și atunci aceasta a asigurat pentru școli cu limba română de predare de acolo cadre care au fost instruite în limba maternă. Situația s-a schimbat radical după 1991, fiindcă acum practic foarte puțini absolvenți ai școlilor de la Cernuț sau din sudul Basarabiei mai vin la studii la Chișinău. Deja programele de învățământ sunt diferite. În Republica Moldova totuși se studiază istoria română, se studiază limba și literatura română. Limba română este limba oficială, chiar dacă în Constituție este cu altă denumire. Pe când în regiunea Cernuț nu se studiază nu că istoria română, dar nici chiar istoria locală sau regională. Deci, practic, se studiază istoria statului Ucraina, ceea ce este normal, dar în același timp, cred că ar fi normal ca în școli cu limba română de predare să existe și cursuri de predare măcar a istoriei Bucovinei, nu? A istoriei Ținutului Natal. Și atunci, ca elevii să aibă și această posibilitate de a cunoaște istoria satului, a raionului, a regiunii. Nu aș vedea nimic împotrivă să se studieze și istoria României, fiindcă sunt etnic ucrainean, o recunosc, și dacă n-aș ști istoria Ucrainei, atunci cum aș mai putea să-mi dau seama că sunt etnic ucrainean? Deci, apoi la subiectul cu starea școlilor din limba română din regiunea Cernuț. Desigur că are loc o degradare. Dacă la momentul declarării independenței în regiunea Cernuț existau 86 de școli cu limba română de predare, acum deja cred că au rămas vreo 68 de școli în limba română. Restul deja au devenit mixte. Însă ceea ce este mai grav, că chiar în aceste școli cu limba română de predare, deja unele obiecte se predau în ucraineană. Avem deja un număr mare de cadre didactice care lucrează în aceste școli, care au făcut, cum a spus doamna Cernov, au făcut studii în limba ucraineană la Cernăuți și care cunosc mai bine termeni în limba ucraineană decât în limba română. Și atunci este mai ușor chiar și pentru ei uneori să treacă la instruirea în limba ucraineană, mai ales că este foarte greu, iată, abia acum, în luna mai, s-a deschis o librărie particulară în limba română la Cernăuți, dar nu există materiale didactice de alternativă, nu există alte materiale din care să se poată informa măcar învățătorii, nu mai spun de elevi. Deci, sigur că există foarte multe probleme și atunci se cer ca aceste probleme să fie rezolvate și ar fi foarte bine și ar fi firesc ca mai mulți absolvenți de la Cernăuți să vină măcar la Suceava, la studii. Sigur că această problemă este mai bine rezolvată cu Republica Moldova. În cazul cu Ucraina sunt mult prea puțini absolvenți ai acestor școli care vin să-și continue studii în România, iar ceea ce este și mai grav, că
după, chiar dacă și vin un număr mic și studiază România, foarte puțin se mai întorc la Cernuț, fiindcă totuși programele sunt diferite, nivelul de trai acolo este unul, în România este altul. Și apropo de discuții care am avut anterior despre... Deci nu trebuie să criticăm totul ce este în România, că totul este rău. Desigur că opinia publică din România se compară mai mult, fiind un stat a Uniunii Europene deja din 2007, își doresc toți să trăim ca în Germania, nu? Sau ca în cele mai civilizate țări din Uniunea Europeană. Dar ar trebui să ne gândim că și să lucrăm ca în Germania. Fiindcă noi când plecăm în Occident, lucrăm cum e acolo. Dacă venim aici, nu toți lucrează chiar cum lucrează în Germania, știți? Ce vreau să spun cu aceasta? Că dacă comparăm cu țările din jur, atunci România stă mult mai bine decât, să zicem, Republica Moldova sau Ucraina. Salariile la noi sunt de vreo 3 ori mai mici ca în România, la aceleași prețuri aproape. Deci puterea de comparare este mult mai bună în România decât în Republica Moldova și noi, de fiecare dată când venim în România, încercăm să vedem partea pozitivă la ceea ce se produce aici și poate chiar uneori considerăm ca un model. De aceasta și există o mare parte din tineri la noi acolo care și-ar dori această reunificare. Domnule Ungureanu, să știți că sunt multe lucruri asemănătoare între minoritatea română din Ucraina și minoritatea ucraineană din România. O spun eu că am avut tangență, nu ascund, tatăl e român, mama e ucraineană, aceeași lipsă de manuale, aceeași lipsă de specialiști. Dar ce mi-a plăcut și a subliniat doamna Alexandra Cernov în dezbaterile de acum, că și calitatea studentului și calitatea învățătorului, din nefericire, trebuie să o spunem, a scăzut. A scăzut, nu știu dacă el e neapărat vinovat. Eu asta vreau să adresez această întrebare domnului Dinu Poștarenco. Aveți contact cu tinerii, aveți contact cu noi, cu tinerii cercetători, să spunem. Și aici atingem și problema aceasta a sprijinului financiar pentru cercetare. Și cred că și aici ar trebui puțin mai mult militat în spațiul acesta estic, european, pentru susținerea lor. Fiindcă, din câte știu eu, bursele sunt destul de mici. Dumneavoastră, domnule Ungureanu, spuneați de salarii, iată că și cercetătorii. Evident că și bursele sunt mai mici. Diplomele românești nu sunt recunoscute în Ucraina. Deci el, dacă absolvă în Republica Moldova sau în România, vine la Cernăuț și nu are studii superioare, că nu-i se recunoaște diploma. Plus la asta trebuie să mai facă niște examene în limba ucraineană. Da, trebuie să mai susțină și examene în ucraineană. Cât despre tinerii cercetători? Nu sunt cadru universitar, mă ocup doar de cercetare în cadrul Institutului de Istorie. Vă spuneam, mă ocup de perioada țaristă a Basarabiei. Tinerii cercetători sunt, nu se trag, tocmai de asta și vorbeam, nu manifestă acel interes, așa, fiindcă discut cu studenți care au temă de licență, venind la arhiv, încerc să-i atrag, încerc să le suscit interesul față de istorie, dar să vedeți care este acum un paradox pozitiv, de fapt, eu aș spune, faptul că tinerii, întrucât în școlile din Basarabia, din Republica Moldova, se studiază limba română de la independență încoace, istoria românilor, unii din tineri nu posedă de acum limba rusă, spre deosebire de perioada mea, când era limba oficială, limba rusă, când trebuia să intre la o instituție și să te adresezi în rusește. Chiar recent, acum o studentă s-a angajat în sala de lectură ca să câștige bani în timpul verii, așa, și eu încercam să-i suscit interesul pentru o anumită temă. Îi propuneam tema de licență, doar ei au istoria localităților și mi-a spus din nordul, din zona Hotinului, așa, din zona Bricenelui, Iedinețului, și îmi spunea că eu nu pot să studiez perioada țaristă, fiindcă nu posed limba rusă. Un dezavantaj pentru ea, un mare avantaj poate pentru generații. Întrucât venind în contact cu cercetătorii din partea
dreaptă a Prutului, așa, din România, ne spun, voi vai, aveți un avantaj că posedați limba rusă, așa, și atunci puteți studia documentele în rusește. Dar uitați-vă că acest paradox, eu l-am numit fericit, din cauza că totuși limba rusă a fost cea care a influențat asupra limbii române, poluată cu rusisme la fiecare pas, așa, așa, și de aceea este îmbucurător faptul ăsta, dar pentru cercetare nu e atât de grav. Nu e atât de grav, fiindcă până la urmă vorbeam mai devreme, dacă este pasiune, atunci va studia și limba rusă și atunci vor cerceta, dar există perioada românească, perioada interbelică a Basarabiei. Aici sunt o sumedenie de documente, da, care nu sunt cercetate. Nu sunt cercetate teme din perioada interbelică, din păcate. Din păcate. Dacă îmi permiteți puțin să completez, sigur că acum cunoașterea unei limbi în plus, asta este un mare avantaj. Personal am învățat limba franceză în școală, ca limba străină, iar fiind student am început să învăț limba germană și acum mi-a fost de foarte mare folos în cercetările mele care le-am făcut ultimii două decenii pe problematica istoriei Bucovinei în perioada austriacă, fiindcă nici nu este posibil. Dacă vrei să studiezi această perioadă, trebuie să cunoști germană, română, rusă și ucraineană. Mai vreau să spun că, desigur că acum există, dacă să vorbim despre istorie, interes din ce în ce tot mai puțin pentru tinerii studios. Mi-amintesc când am cu trei decenii, când am intrat la studii la Chișinău, eram 7 pe un loc la facultatea de istorie și erau 4 grupe în limba română. Da? Acum, practic, nu prea aveam studenți și asta este specific la istorie și în România, și în Moldova, și în alte spații. Deci, pur și simplu a scăzut interesul față de istorie. Asta este regretabil. Cred că aici deja trebuie să niște politici ai statului ceva de intervenit ca de ne întoarce spre valorile noastre tradiționale, spre valorile noastre românești, de a ne cunoaște istoria în primul rând a noastră. Desigur că noi trebuie să cunoaștem și istoria Europei, istoria altor state, dar mai întâi trebuie să cunoaștem limba noastră, istoria noastră, ca și limba. A învăța în limba maternă mai întâi și apoi să cunoaștem și alte limbi. Și apropo de starea școlilor din regiunea Cernuț, în regiunea Cernuț, cunoașterea limbii române este un mare avantaj acum, fiindcă iată că mii de ucraineni care încearcă să redobândească cetățenia română trebuie să învețe măcar cât de cât elementar și limba română ca să poată redobândi cetățenia română. Și oricum, dacă veți merge la Cernuț, veți constata că satele românești până la Cernuț sunt parcă mai dezvoltate, sunt mai multe case noi construite, fiindcă anume românii primii au fost care au plecat în Italia, în Belgia, în Franța, cunoscând limba română, au cunoscut mai bine și o limbă latină. Iar ucrainenii au plecat ceva mai târziu și atât de aceasta, parcă românii au plus la această trafic, un micul trafic de frontieră între Ucraina și România, care este o sursă de existență suplimentară pentru mult oameni de la hotar. Și este îmbucurător că limba română în regiunea Cernăuț, spun eu, renaște. Am văzut situații frumoase și la preoții din comunitate. Nu vreau să dau nume, dar am văzut un preot care doinea Evanghelia citind-o. Deci te cuprinde acest, să zicem așa, spirit creștin de iubire frățească când vezi că se poate și se poate înțelegere. Aici vreau să adaug că e vorba și de politica eparhiei ortodoxe din Cernăuți. Deci, Onufrie, care astăzi este patriarhul Ucrainei la Kiev, originar din Vișnița, cunoștea limba română de la părinți și se străduia ca venind în satele românești să țină slujba în limba română. Mai mult decât atâta, el a influențat asupra preoților de la eparhie să învețe limba română. Știu aceasta pentru că am fost invitată să le predau limba română ca să o învețe. A venit acum în locul lui Meletie, care a fost episcop la Hotin și care e rus de origine, dar a învățat tot timpul limba română și a luat deci consilier pe părintele Nichita, care este din Broscăuți,
și care tot așa aproximativ cunoștea limba română de la bunici, spunea el, dar o cunoștea mai slăbuț. A făcut cu mine niște lecții de română și după aceea ne-am așezat și am citit toată Evanghelia în limba română împreună cu el, punându-i accentul și învățându-l să pronunțe corect. În felul acesta, preotul din sat, văzându-l pe Nichita pronunțând corect și făcând, deci, slujba în limba română, ei se străduiesc de asemenea să fie la înălțime. Și preoții, în fond, sunt purtătorii limbii române încă din perioada austriacă. La Colincăuți, unde sunt 5.000 de moldoveni, se declară ei, școala este ucraineană. Este un liceu foarte frumos construit, foarte bine dotat, unde învață elevi din satele, și din satele vecine, însă în biserică este un preot român care ține slujba în limba română și satul știe bine limba română, deci biserica tot este un pilon care ajută pe oameni să vorbească românește. Plus, mulți preoți au absolvit ori seminariile, ori institutele teologice la Iași, la Târgu Neamț, la București chiar, și eparhia promovează acest lucru. În momentul când instituțiile statului nu recunosc diplomele, deci instituțiile bisericii recunosc diplomele. Și în felul acesta preoții vorbesc bine. Încă un răspuns la căutările noastre, mă scuzați, domnul Ungureanu, încă un răspuns la căutările noastre înspre ce trebuie să tindă societatea și care este rolul fiecărui element din societatea românească. Iată, biserica și rolul important al bisericii pe care e bine să nu-l uităm câteodată, acela de a menține o națiune. Da, și rolul a avut tot timpul biserica, a fost un pilon, într-adevăr. Ca o continuare, că azi chiar am prezentat o comunicare despre Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cernăuț în perioada austriacă. În Bucovina a existat o tradiție, deci seculară putem spune, că totuși în Biserica Ortodoxă din Bucovina românii au avut o poziție foarte importantă chiar la această Facultate de Teologie din Cernăuț, care până la 1919, din 15 profesori titulari, 13 au fost români și 2 ucraineni. Marea majoritate a studenților teologi au fost români. Și ceea ce aș vrea să remarc, că la această facultate de la Cernăuț au venit foarte mulți tineri care au studiat teologia din spațiul românesc, din tot spațiul românesc. Au venit și din România, și din Transilvania, și din Banat, și chiar din state ortodoxe din Balcani. Iată că anume la Cernăuț s-au întâlnit practic teologi, tineri din tot spațiul locuit din România, de români mai puțin din Basarabia, fiindcă atunci Basarabia fiind la Rusia, era foarte greu ca să vină la studii cineva la Cernăuț. Chiar dacă era o facultate oficial cu limba germană de predare, dar totuși multe din obiecte s-au predat în română sau și în română. Cât privește situația actuală, într-adevăr sunt de acord cu doamna Cernov că dacă învățământul în limba română degradează, atunci totuși situația cu bisericile este ceva mai bună, fiindcă practic în toate localitățile cu populație românească există preoți români, serviciul divin se face în română și atunci avem într-adevăr nu numai satul Colencuz despre care s-a menționat, dar și alte sate cu populație mixtă în care deja școala este ucraineană, dar serviciul divin se mai face în limba română. Dragi telespectatori, trebuie să întrerupem această frumoasă discuție. Vreau să vă spun la încheiere că această discuție și acești invitați se află în studioul nostru datorită unei frumoase întâmplări. Academia Română, Institutul Bucovina Rădăuți a organizat o conferință științifică internațională în perioada 6-7 noiembrie 2015 aici la Rădăuți. Conferință științifică internațională care poartă titlul Bucovina și bucovinenii în secolul al XX-lea, istorie, politică și destin, a 23-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice a Institutului Bucovina. Mulțumim invitaților noștri, mulțumim telespectatorilor că ne-au urmărit și în continuare numai bine!